300 de elevi de gimnaziu, cei mai valoroși din țară la limba română, se află zilele acestea la Slatina pentru a participa la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română. Alături de dascălii lor, tinerii au mărturisit că au emoții mari, însă au fost plăcut surprinși de modul în care au fost întâmpinați de organizatorii evenimentului. Noi suntem aici pentru dumneavoastră ca să vă ajutăm să vă simțiți bine și să vă dăm. Vai de ăla bun! Vă stau la dispoziție oricând. Tot ce înseamnă municipiul Slatina vă primește cu drag. Ca reprezentant al Ministerului, e normal să adresez la început mesaj pentru aceia datorită cărora acest eveniment de astăzi este posibil, respectiv copiii. Copiii inteligenți, care au venit, și constat acum și frumoși, care au venit la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română și care merită și aplauze din partea celor care au venit să-i susțină. Mă numesc Daria Maria Dudaș Vasile și sunt din Carea Severin, din Reșița, de la școala gimnazială numărul 8. Sper să fie cât de bine pot eu să dau tot ce am mai bun și să fie bine, să-mi fac județul mândru. Mă numesc Comănescu Daris și vin din Galați, de la școala numărul 28. Cum a fost primirea la Slatina? A fost minunată, mi-a plăcut foarte tare. Mi s-a părut orașul din ce ai apucat așa să vezi pe fugă? Mi se pare excelent. Este o priveste minunată. Mă numesc Samuela Dela și vin de la Colegiul Național Spiru Hare din București. Mi s-a părut Slatina? Momentan foarte frumoasă, nu prea am apucat să o vizităm, că nu am ajuns de mult. Covaș Tania, din clasa 6 la școala gimnazială numărul 1 din Bistrița. Eu sincer sper să fie frumos, vreau să văd muzeul pe care o să-l vizităm și teatrul, vreau să-mi fac amintiri plăcute aici. Talăș Larisa, de la Colegiul Național Petru Rareș Beclean. Ai emoții? Am multe, mai ales pentru proba orală. Cum a fost primirea astăzi la Slatina? Foarte bună, foarte, foarte bună. Am fost surprinși de cât de călduroasă a fost primirea. Cum vă simțiți la Slatina? Foarte bine, mulțumim! Sunt foarte ospitalieri, vecinii noștri, ne bucurăm că am ajuns aici și sperăm să nu dezamăgim. La deschiderea evenimentului au participat autoritățile locale, dar și reprezentanții ai Ministerului Educației. În sală s-a aflat și fostul ministru al Educației, Monica Anisie. Ministerul Educației a ales județul Olt pentru desfășurarea Olimpiadei Naționale de Limba și Literatura Română, tocmai pentru faptul că la Inspectoratul Școlar al județului există profesori, inspectori implicați și totul consider că va fi foarte bine. Copiilor le transmit să fie atenți la probă, să se concentreze și să nu fie speriați, pentru că totul va fi foarte bine. Cele două probe ale Olimpiadei se vor desfășura la școala gimnazială Eugen Ionescu din Slatina. În cadrul celor 4 zile ale evenimentului, organizatorii au pregătit și un program turistic. Olimpicii vor vizita mai multe obiective culturale din municipiile Slatina și Caracal.